concediu să ne mai patolim. Se apropie vacanța. Da, da, și mă bucur tare. Mă bucur tare mult că a venit această perioadă, este bucuria copiilor. Adevărat. Pentru că e, cred că, cel mai important moment din istoria unei familii, când toți sunt împreună. Concediu. În concediu. Mama, tata, copiii, bunicii, toți sunt împreună într-o perioadă asta de odihnă. Este o vorbă în bătrâne, așa, care zice: baba călătoare, post nu are. Dar ce va să însemne, părinte? Ce va să însemne că omul care pleacă în călătorie se cam dezbară de cele duhovnicești, renunță la ele. Știți? Și, da, eu aș extrapola puțin această zicală și aș spune că s-ar potrivi mai degrabă: baba călătoare, pe Dumnezeu nu-l mai are. Știți? Asta sună chiar mai rău. Păi știți de ce? Pentru că pe lângă marea bucurie pe care o are un concediu, românul mai are încă o necalitate, a spune. Lasă pe Dumnezeu acasă și concediul se transformă într-un timp al exceselor totale. E foarte adevărat. Da, adică transformă perioada aceasta de 10-12 zile într-o perioadă de nici măcar de odihnă. Îmi place un cuvânt al domnului Pleșu care spune: știți ce strică concediu? Ziua de dinaintea plecării. E groaznic. Când începe tăvălugul, să alergi după toate, nimic nu e pus la punct. Adevărat. Și pleci mai obosit și te întorci mai obosit decât ai plecat. Și atunci trebuie să avem câteva repere. În primul rând, aș propune să luați pe Dumnezeu un concediu cu dumneavoastră. Nu știi unde te duci. Adică ba te duci într-o locație islamică, poți să te duci, de exemplu. Dacă nu ai noțiuni minime despre religiozitate, s-ar putea din neștiință, unii chiar și din rea voință, să intre în conflict major cu cei zona de acolo respectivă. Da. Atenție mare când mergi într-o stațiune care se află într-o locație unde se află islam. Este foarte important să-ți faci temele, să știi ce înseamnă islam, Să nu greșești din rea știință. Și nu din rea voință. Din rea voință, poate și din neștiință, dar e sancționată pe loc. Absolut. Credibil. Așa că învățați ce înseamnă Ramadanul, dacă te duci pe o plajă islamică, dacă te duci într-o zonă islamică, învață cum să te porți pe stradă, pentru că riști să pățești lucruri așa, serioase. Văzut în Turcia. Da. Un alt aspect foarte important, aș spune că, iată, noi românii avem niște locații extraordinare. Dacă n-ai văzut mănăstirile din nordul Moldovei, aproape că n-ai văzut România. E adevărat. Și atunci, în perioada aceasta de concediu, românii se îndreaptă și intră acolo. Dar, vedeți, și acolo trebuie să îți faci temele. Nu poți să intri în pantaloni scurți într-o mănăstire. Foarte adevărat. Sigur. Nu poți să intri ca pe plajă într-o mănăstire. La fel trebuie să-ți faci temele și să înțelegi că acolo când ajungi există câteva norme de bună civilizație pe care trebuie să ți le asumi și să le cunoști. Când intri acolo ar fi bine, toată lumea zice, am fost și am văzut nordul Moldovei, toate mănăstirile, într-o zi. Da. Și după aia îi spun: bine, și unde ai fost? Stați să developez pozele, că nu știu pe unde am fost. Și atunci e foarte important să-ți dedici un pic de timp, un pic de așezare sufletească, să înțelegi locul, oamenii. E foarte frumos să te duci într-un loc și să guști din plin, din atmosferă, din bucătărie și nu în ultimul rând din arhitectură și oameni. E foarte important să-ți dedici timp. Nu să faci un periplu de viteză în care să obosești și să vii mai obosit decât ai dus. Și după aia să te mândrești cu 10 locuri pe care le-ai văzut. Da, sigur. Eu aș spune că chiar și pe plajă avem de-a face cu Dumnezeu, știți? Eu le spun copiilor mei întotdeauna că pe plajă te vede Dumnezeu. Adică, atenție mare, ține și de civilizație, dar cred că ține și de sensibilitatea sufletească, să te porți pe plajă ca acasă. Cuvincios. Să zicem. Adică aș vrea tare mult să priviți plaja prin ochii unui copil. Da. Adică e altceva. Nu e un loc unde să faci anatomie. Deși se întâmplă. Sigur. Dar să eu vedem. Propun să nu facem anatomie pe plajă, pentru că acolo sunt copii, sunt oameni care au nevoie de oarecare ecologie vizuală și e important să ne gândim. Sigur, trebuie corect să te gândești puțin, așa că nu e baia casei tale sau nu e oglinda
din casa ta unde dai rotocoale pentru a-ți prezenta rotunjimile. Și nici în caz nu ești singur acolo niciodată. Și nici măcar nu ești singur. Noastră a tuturor vorba. De aceea spun că e foarte important să privim plaja prin ochii unui copil. Puțină decență și ecologie vizuală nu strică nimănui. E adevărat că da, și eu mă gândesc de multe ori, oare David ce zice acum că vede, nu știu, o doamnă care e mai... Absolut. Nu exagerăm în felul sigur să spun că totul e deșențare și depravare, că nu e. Adică chiar oamenii sunt decenți pe plajă, însă e nevoie și de puțină... Rămânem cuvincioși. De puțină ecologie atenție. Vizuală, pe asta o țin minte, este foarte, foarte bun. Da. Da, eu cred în ea. Corect. Pentru că ochii unui copil pot fi poluați foarte repede. Și filtrează altfel, filtrează sigur, altfel. Pot fi poluați foarte repede și deturnăm copilăria urgent într-un loc în care nu suntem atenți la ce se întâmplă. Și dacă l-ai pe Dumnezeu în suflet și puțină sensibilitate umană, nu trebuie să fii ultra-legalist încât să spui rușine, rușine, rușine și să acuzi pe toată lumea, dar poți să faci din plajă un loc al bunului simț și al decenței, un loc în care să te simți bine atât tu cât și copiii tăi. Deci, iată cum concediu poate căpăta niște valențe spirituale fenomenale, doar trebuie să-ți dai puțin interesul și să înțelegi că nu este locul unde renunți la tot. Da. Renunți la reguli de alimentație, renunți la reguli de a bea, renunți la reguli de a te purta, adică începe chiar și o relaxare totală din toate punctele de vedere. Deci să rămânem totuși în sfera normalului, lui, spune, și când plecăm în concediu e bine să luăm și pe Dumnezeu cu noi. Așa. Părintele Vizorion Alexa, nu mai vine ceva vreme la noi și ne bucurăm că a venit astăzi. Ecologie.